De unde încep toate, domnule profesor? De la Dumnezeu. Fir de iarbă n-ar putea crește dacă n-ar avea inteligența lui. Dacă reprezentarea divinului este prezentă în inima noastră, atunci acolo e adevărul. O boală ți se dă pentru mai multe lucruri. Una, să vezi ceva din ea. Doi, să termin prin ea. Efectul terapiei este mult mai mare atunci când introduci rugăciunea. Un copil care le duce să știe și de da și de nu. Roata vieții se învârtește. Acum poți să fii sus, ți-a reușit, ești bogat, ți-ai făcut tot soiul de lucruri care spiritul tău și le dorea, dar mâine istoria se poate întoarce să fii dedesubt, să ajungi tu la nivelul celui care nu mai are nicio posibilitate. Ce faci cu Natalia Severin. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod de Spune ce faci. Astăzi am invitați de onoare pe care mi-am dorit să-i întâlnesc măcar o dată în viață. Este vorba despre domnul profesor, dr. Constantin Dulcan. Domnule profesor, sunt încântată să vă întâlnesc. Numai puțin eu. Vă mulțumesc. Și doamna Titiana Popa, practician, terapeut. Doamna Popa, vă mulțumesc pentru receptivitate și pentru generozitatea cu care ați acceptat să înregistrăm împreună acest interviu. Cu mare bucurie. Iată, gândul meu a fost puternic și s-a materializat în această stare de bine, de bucurie de a vă întâlni. De unde încep toate, domnule profesor? De la Dumnezeu. Înseamnă că e de ajuns să spunem ce dorim și... Orice gând la care insiști, cu condiția ca gândul tău să aibă o finalitate morală, etică, nu gândul să bârfesc pe nu știu cine sau să îi fac un rău. Gândul care are o finalitate constructivă. A gândi constructiv înseamnă să gândești binele. Că e binele tău, că e binele semenilor tăi, n-are importanță. Dar numai gândurile astea pot să aibă un răspuns de dincolo de noi. Și gândurile rele au, dar nu-ți face bine nici ție, nici celorlalți. Pentru că suntem ființe care ne putem adapta și binele și răul. Din păcate, vedeți ce se întâmplă în lumea asta. Dar noi, cei care cel puțin suntem aici, dorim să cultivăm binele și asta e foarte important. Spunea că un gând care este persistent și vrei să ți se întâmple, se întâmplă. Este expresia aia care zice, vezi ce gândești, cât ți se poate întâmpla. Da. Iată cât ți s-a întâmplat. Și am gândit bine și chiar sunt bucuroasă că, iată, gândurile bune, ajungi să le vezi finalitatea. Avem, iată, două bijuterii. Omul are două bijuterii. Capul, creierul și inima. Cum putem face ca ele să funcționeze în echipă și pentru binele nostru să fie așa, într-o direcție favorabilă? În clipa de față, întrebarea asta are un răspuns foarte pertinent. Pleacă de la școala din California, Institutul de Matematică a Inimii din California, creat în 1992, care special și-au propus să fructifice, să utilizeze potențialul inimii, pentru că inima, majoritatea dintre noi știu doar că pompează sângele, că e o structură, e un organ care pompează sângele în organism și atât tot. Ori, e cu mult mai mult. Avem în clipa de față o serie întreagă de studii făcute și la Wisconsin Medicine, de Richardson, făcute și de școala, spuneam, din California, Institutul de Matematică a Inimii din California, care demonstrează în mod cert. Dacă noi credeam că toate emanațiile de cuvinte, emoții, sentimente, etc., emanăm doar din creier, se pare că, într-adevăr, cuvintele țin de registrul nostru rațional, dar că sentimentele, afectele, emoțiile, sentimentele s-ar părea că au mai întâi sediu la nivelul inimii, cel puțin aceasta este tendința de înțelegere și după care sunt transmise creierului care le exprimă. Evident că le se exprimă prin cuvinte, prin emoții și sentimente, dar se pare că inima este zona din care ele acces spre creier pentru a fi exprimate. Se pune mare bază pe acordul dintre gând și simțire.
dintre gând și inimă. Inima simte, creierul se exprimă. Ei, acordul dintre ele se cheamă coerență. Adică, în momentul în care ceea ce simți și gândești, ești în acord una cu cealaltă, ele se alinează inclusiv la nivel de ritmuri. Inima are ca expresie de laborator, să spunem, electrocardiograma, în timp ce creierul are electroencefalograma. Când cele două ritmuri se sincronizează, atunci este un acord între creier și inimă. Asta are o importanță fundamentală. Adică, în momentul când tu ești în acord cu tine, ceea ce simți, asta și gândești, și nu invers, să fie în discordanță, discordanța dintre ele se numește haos. Coerența, sincronizarea lor funcțională, se numește coerență, unitate. Ei, această coerență are ca rezultat excepțional de util pentru organism. Ne gestionează sănătatea. Chimia, biochimia, se vorbește de emiterea unui hormon al tinereții, dihidroepiandrosteronul, care se eliberează tot în momentul în care noi suntem în coerență inimă-creier. Randamentul nostru este unul mult mai bun, mai eficient. Și iată scopul pe care și l-a propus Institutul din California, pare să fie împlinit, pentru că i-au zis, domnule, inima are un potențial mult mai mare pe care noi nu-l utilizăm. Și s-a ajuns la această idee a coerenței, a gândului cu sentimentele și se pare că lucrurile, într-adevăr, au cu totul alt randament, sănătatea este cu totul alta, în consecință, este în beneficiul nostru. Exprimat simplu este următorul lucru. Una simți și alta gândești. Lucrul ăsta este bine cunoscut. Și atunci tu ești în discordanță cu tine însuți, pentru că inima spune una, dar tu faci alta. Asta nu este utilă sănătății. Spuneam că asta se cheamă incoerență, se cheamă haos și nu e în beneficiul stării noastre sănătate. Cu alte cuvinte, vrem să fim eficienți, hai să simțim în acord cu ceea ce gândim. Se întâmplă în viață fel de fel de situații când, într-adevăr, în interior simți ceva, dar logica, creierul dictează altceva. Atunci când trebuie să facem alegeri, iată, când întâlnim un băiat și trebuie să decidem, mergem cu el în viață sau nu, parcă în interior inima spune, bate și zici că el e, dar creierul spune altceva. Iată, cum noi să ascultăm inima, că ea nu vorbește prin cuvinte, poate sunt niște semne ca noi să putem păstra acest echilibru dintre creier și inimă ca să facem alegeri corecte. Așa, putință. Cum el nu gândește, dar simțește. Deci, da, în situațiile de echivoc, într-adevăr, ești într-o situație de balansare, nu știi să faci pasul, nu numai în materie de, știu eu, iubire, prietenie, sunt multe alte circunstanțe. Faci o afacere, intri cu cineva într-o afacere, merită sau nu merită. Inima spune una, creierul alta. Aici, experiența mea e acum, știu, la vremea când eram student, lucrurile astea nu se discutau. Nu exista. Ce facem noi acum este psihologie de ultimă oră. La vremea când eu făceam studiile, eram departe de psihologia asta. De altfel, școala de psihologie s-a dezvoltat după 89. Atunci era chiar pusă la index. Pentru că cei mari se speriau de psihologie, credeau că e vrajă, sau mă rog, nu le convenea. E bine, chiar și în situațiile alea, când eu eram student, sesizam că dacă fac ceea ce simt, lucrurile-s bine. Dar dacă nu fac ceea ce simt și mă orientez numai după gândurile mele, adeseori era un eșec. Ce se întâmplă? Când întreb creierul, el analizează evenimentele pe care le trăiești. Aceste evenimente nu sunt totdeauna suprapuse adevărului, ci sunt o serie întreagă de lucruri, de un fel sau altul, și experiența ta nu poți să spui că aceea gândită, rațională, este cea mai bună. Categoric nu. Dacă inima ți-e, să spunem, liberă, dacă simți din tot sufletul că da, trebuie să faci acel lucru, ea trebuie ascultată, cu alte cuvinte. Nu creierul trebuie să fie criteriul după care să ne orientăm, ci inima. De ce inima? Păi se spune foarte clar că inima, în primul rând, este sediul afectelor, am spus lucrul ăsta, dar dincolo de asta, într-o altă interpretare a filozofiei vieții, să spun așa, se susține că inima este, de fapt, reprezentată acea parte din divinitatea din noi, este la nivelul inimii, și, în consecință,
adevărul nu este decât cu lumina. Iisus a spus de enorm lucrul acesta, cultivarea adevărului. Deci, dacă reprezentarea Divinului este prezentă în inima noastră, atunci acolo e adevărul. Unde Dumnezeu e adevărul. Ideea este că dacă matale nu simți că pasul ăla pe care îl face e bun, nu-l fă. Ține în mână o lucrare, este lucrarea doamnei Popa, este medicina sufletului, este un ghid despre vindecarea prin cuvânt pentru minte, corp și spirit. Știu că ați făcut această lucrare pornind de la practicile doctorului Bradley Nelson și ați adaptat, iată, ulterior o variantă a dumneavoastră. Vreau să știu cum ați ajuns la această metodă de vindecare. E o terapie altfel decât cunoaștem noi până acum. Cum ați ajuns la metoda aceasta? Plecând de la metoda doctorului Nelson, dânsul a scris codul emoțiilor, a fost primul meu contact cu terapia predată de dânsul. Și lucrând cu ea, devenind practician body code, acolo am sesizat că efectul terapiei este mult mai mare atunci când introduci rugăciunea. Cu cât aveam curaj și îndrăzneală să-L pun pe Hristos între mine și pacient, între mine și persoana care lucra, că nu e pacient, persoana care venea să ceară această tehnică, efectele erau miraculoase. Cu timpul am sesizat că, în afară de acel tabel al emoțiilor pe care doctor Nelson l-a făcut, sunt stările noastre. Deci am trecut la un alt nivel și am realizat că stările noastre aproape că înghit și acele emoții și, găsind starea în care noi persistăm, atunci se poate scoate, cum magnetul pe meridianul vasul guvernor, se poate scoate această stare. În primul rând, această tehnică pentru a te conecta la persoana cu care lucrezi, eu apelez la rugăciune. Rugăciunea Tatăl nostru, pe care o spun în contact cu persoana care vine să ceară ajutorul, astfel accesez subconștientul. Acolo în subconștient sunt absolut toate datele de care noi avem nevoie să aflăm ce anume a determinat, a cauzat simptomul pentru care omul vine la tine. Vine cu o durere, vine cu anxietate, vine cu o depresie, stările pe care el le manifestă, fiindcă eu mă adresez stării omului. Și atunci, deci nu tratez o boală, dar starea pe care el o percepe, eu prin întrebări caut în subconștient ce anume a determinat această stare. Găsind această stare, vin și o deprogramez și după aceea reprogramez. Deci am făcut un tabel cu 105 stări ale noastre, stări nefavorabile, care afectează chimia din corpul nostru. Stări care pot fi, în momentul în care eu le clarific, persoana chiar își dă seama și spune: da, eu chiar nu am timp să fac tot ce... Tot timpul sunt în deficiență de timp. Eu am o energie acolo, timp comprimat. Și multe persoane spun că niciodată nu le ajunge timpul. Ei, momentul în care... Și această energie de timp comprimat poate să-ți afecteze un organ, acel organ să înțeleagă că el nu are timp să-și îndeplinească toate funcțiile. Și e perturbată activitatea. Și este perturbată activitatea. Da, dar iată, la modul practic, când vine o persoană la dumneavoastră și se adresează să-l ajutați prin intermediul acestei terapii, cum se desfășoară la modul practic o sesiune de lucru, iată, cu dumneavoastră? Și cum aveți certitudinea că v-ați conectat 100% la subconștientul persoanei de alături ca să accesați locurile celea unde se află problema? În primul rând, toate terapiile se desfășoară în platforma online, deci pe Zoom. Da. Primul lucru pe care îl fac, fac această rugăciune, Tatăl nostru, după care, prin testarea kinesiologică, întreb dacă m-am conectat la Natalia și cu degețelele măsor la da,
nu se deschid degetele la nu se deschid degetele. Să înțeleg că este esențial această testare kineziologică care reprezintă ce anume? Recunoaște adevărul și fals. Corpul nostru la adevăr este solid, are acea putere, da. Pe când la orice neadevăr corpul nostru se străbește. Da. Și atunci nu mai poți să ții degetele strânse. Și după testarea asta kineziologică, ce urmează? După testare, am acest tabel pe care îl urmăresc și prin întrebări, prin intuiție, întrebări intuitive, caut să delimitez care energie din acel tabel a generat acel simptom pentru care tu ai venit la mine. Și după ce am localizat acel simptom, pe meridianul vasoguvernor, de jos în sus, rostind rugăciunea de eliberare, deci întotdeauna, să spunem că am găsit o energie de frică. Merg cu magnetul de jos în sus pe meridianul vasoguvernor, spunând, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberez acum, total, profund și definitiv, toată energia de frică care a generat această durere a ta de cap. Și toate blocajele și distorsiunile generate de această frică și toate motivele care au declanșat sau au întreținut această frică, de orice natură ar fi acestea, fizice, mentale, emoționale sau spirituale, și în locul acesteia punem echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și protecție divină pentru ca tu să te poți vindeca. Deci asta a fost o rugăciune pe care eu am formulat-o în funcție de ce am găsit acolo. Noi avem două zone din creier care operăm. Este zona corticală, rațională sau conștiința, în care apare logica, unul și cu unul fac doi, etc., etc. Este o matematică exactă. Și avem al doilea registru de acțiune al subconștientului, care nu este o rațiune, nu este discernământ. Acolo funcționează mai degrabă emoția. E bine, noi moștenim, faceți aminte, Doamna a spus că emoțiile se depun subconștient ca programe patologice, dacă e vorba de emoțiile neconsumate. Ce înseamnă emoție neconsumată? Te-ai supărat cu cineva și în loc să cauți această supărare, să epuizezi, să-l justifici pe ăla sau să trebuie să faci cu totul altceva și să uiți de ce ți s-a întâmplat, îi rămâne în minte. Acea rămânere se depozitează în subconștient, iar au chimie, această chimie acționează, neuropeptid să numesc astea, acționează asupra receptorilor din celulele din subconștient și cu timpul, după un timp, după ani de zile, te poți trezi acolo cu efecte de ordin psihologic sau fizic. Aceste resentimente, aceste emoții neconsumate pot să vină experiențe din trecut de la părinți sau mai ales în vârsta de la 1 la 7 ani, când copilul nu are discernământ și trăiește o serie întreagă de evenimente. El vede, este supărări din familie, alții, copii, etc., etc. Și acele emoții se pot sedimenta la nivel subconștient ca programe. Și aceste programe patologice, deci cu efect negativ asupra corpului, funcționează prin chimia lor, a spus doamna foarte frumos lucrul ăsta, la modul negativ. Adică se situează, ajunge la receptorii celulari, celula știm bine care ADN-ul care fabrică substanța din noi și proteinele care se fabrică, nu numai proteinele, substanțele pe care ADN-ul din noi, substratul genetic, le fabrică, venind de la o emoție neconsumată, deci una patologică, evident că ceea ce fabrică el va avea un caracter patologic. Asta se cheamă boală. Ce face doamna? Este următorul lucru. Noi nu avem mijloace radiologice, obiective prin care să testăm subconștientul, să vedem că acolo sunt depuse emoții din viața a părinților noștri sau a copilăriei noastre sau la vârsta de adult. Și atunci s-a creat în literatura medicală un test. Acest test neuromuscular este instrumentul cu care doamna investighează subconștientul. Am spus, nici stetoscopul, niciun aparat nu poate să-mi spună ce emoții sunt sedimentate în subconștientul meu și acționează acolo negativ. De ce sunt bolnav? De ce mi-e frică? De ce am griji, fobii, anxietăți, depresie, etc. Pe care acest instrument, acest test neuromuscular, care există în literatură,
Dumnezeu îl folosește cu abilitate pe care puțini oameni o fac. Să ne înțelegem, multă lume aplică tehnica Doamnei, dar niciunii n-au rezultate pe care le are Doamna. Pentru că este și o chestie de abilitate, lucrează cu mâinile alea de zici că este un prestidigitator. Nimic nu vezi. Ca să faci un curs trebuie să fie cel lent. Este ca cartoforul care imediat s-a palmat cartea și tu... Înțelegeți? Da. Asta e abilitatea pe care are Domnul ei. Eu spun ca rotație și împotriva, cu o abilitate pe care puțini oameni au. Asta o dată. Deci, aceste emoții care se simtează subconștient și generează boli, simptome, fie fizice, o durere de cap, de spate, etc., fie psihică, anxietate, frică, fobii care nu știi de unde vin, Dumnezeu le decilează cu acest test neuromuscular. Acest test neuromuscular, frumos a zis, îți spune adevărat sau neadevărat. Când testul spune că e adevărat, atunci, imediat, a fixat după tabelul la care domnia sa l-a elaborat și începe ceea ce v-a spus. Rugăciunea și nu numai rugăciunea, asta e un atu. Dar folosește și acest magnet. Acest magnet este baleat, este plimbat de-a lungul meridianului guvernor, a linii mediane, altfel. Nu toată lumea știe ceva sub guvernor. Eu știu că am predat cursuri de medicină orientală și mi-e simplu pentru asta. Plimbarea sau balierea, trecerea cu acest magnet peste coloana vertebrală reglează câmpul electromagnetic al organismului, pentru că noi înșine suntem emițători de câmpuri electromagnetice. Magnetul care vine acolo face doar să regleze lucrurile astea. Și balie în toată zona asta, dintr-o parte în alta a meridianului, pur și simplu, oriunde acolo e un defect, îl poate reglementa. Dar se produce și o trezire a sistemului nervos central. Absolut. Care ascultă comanda pe care eu i-o dau, fiindcă la mine fiecare eliberare este rostită cu glas. Deci vocea mea ajunge în sistemul lui nervos central, fiindcă ăsta este și rolul. Se numește vindecarea prin cuvânt. Eu rostesc, folosesc puterea cuvântului pentru a trezi sistemul nervos să elibereze și să deprogrameze și să reprogrameze programele favorabile. Iată, eu am reușit din carte să citesc ceva din carte și am văzut că dumneavoastră aveți o educație așa mai aparte. Sunteți soție de preot, pictați biserici, da. Tocmai în Venezuela, asta e incredibil, în Statele Unite, în România, și aveți așa o educație așa în spiritul ăsta evlavios, de credință. Vreau să vă întreb, ăsta este un dar, când ați simțit? E ceva miraculos sau când v-ați dat seama că aveți puterea să vindicați oamenii, iată, prin această terapie? Când a fost momentul acela de... Deci de mică simțeam că am mâinile bune pentru a face, aduce vindecare. Și pictură tot de mică am făcut. În zona mea, de unde sunt, este un sat de lângă Vâlcea, de lângă Horezul, județul Vâlcea, e comuna Cernișoara, sat Armășești. Acolo, atunci când moare cineva, se pictează cruci pe lemn. Care se pictează două cruci. Una se pune la biserică, una la mormânt. Până să fie acolo, până reușește omul să aibă suficient bani să facă o cruce de piatră. Și această cruce se picta cu Maica Domnului, cu pruncul sau cu Mântuitorul răstignit sau chiar Iisus, Iisus arhiereu. Și... aveam 12 ani când am început să pictez aceste cruci. Asta e fantastic. Încă mai sunt în cimitir cruci pictate de mine. Deci cruci pictate de acum 40 de ani încă sunt acolo. Înseamnă că legătura asta cu divinitatea v-a condus pe drumul ăsta să faceți. Chiar am făcut și un film în California, Icon se numește. În 2008 a fost lansat, a fost și la Cannes filmul. A fost vândut în Australia. Încă primesc e-mail-uri din Australia, încă se difuzează filmul în Întrebarea Australia. Întrebarea e de când se pictez și crucile noastre? Doamna Pupa, ați ajutat până acum foarte multă lume prin această metodă, această terapie de vindecare și în cartea dumneavoastră am găsit dovezi, mărturiile oamenilor pe care i-ați ajutat. Ați putea să ne dați, să ne povestiți un exemplu așa mai de referință a unei persoane pe care ați ajutat-o, iată, în suferința pe care o aveam?
cazuri au fost foarte multe. Multe cazuri de depresie, anxietate, atacuri de panică rezolvate. Tinere care n-au rămas însărcinate niciodată și au avut copii după aceea. Nu una, multe tinere. Sau femei care au intrat la menopauză și după un an sau doi ani de zile ciclul menstrual a revenit. Dar cred că cea mai mare realizare este în paralel cu medicina alopată, dar era un caz în care medicina alopată spunea că mutația genetică nu va dispărea. Am lucrat pe acest caz și această mutație genetică a dispărut. Aici, acest caz mi se pare cel mai... E un caz de unde? Din ce țară? Din București. Da. Înseamnă că... Da, este o tânără de 50 de ani, care e chiar medic. S-a confruntat cu o boală grea și această mutație genetică nu-i dădea șanse că o să supraviețuiască. Și astăzi este la spital, lucrează din nou. Și caută de viață. Operează, spune domnul doctor. Dânsul o cunoaște. E minunat. Iată, tot în carte am găsit acolo un capitol că am putea schimba vârsta unui organ pe care îl avem. Mi s-a părut asta incredibil și zic, o să încerc. Vreau să văd cum e, cum se întâmplă la modul practic, cu ajutorul acestei terapii, să întinerim un organ. Întrebarea este următoarea. Există vreun dezechilibru în acest tabel care a generat îmbătrânirea acestui organ? Dacă răspunsul este da, încep și ei acel tabel și vezi care stare, care e obicei nefavorabil a dus la îmbătrânirea organului tău. Și localizând, îl curezi, curezi toate motivele care au dus la acea îmbătrânire a organului, după care resetezi organul. Și acel, deci cel mai concludent este, sunt cazurile, nu unul, cred că peste 12 cazuri de doamne care au revenit ciclul menstrual. Aici mi se pare concret reîntinerirea organului respectiv, când cu declarați, cu analize făcute care arătau că persoana se află la menopauză. Și, deci, și încă un moment interesant, am reușit să iau din carte, că fiecare organ este înzestrat cu o energie anume și iată obiceiurile care nu sunt favorabile duc la îmbolnăvirea acelui organ. Cred că se produce o problemă de comunicare între acel organ și restul corpului. Între organ și creier se întâmplă cel mai mult. După aceea, organele între ele pot să își piardă comunicarea, să se supere pur și simplu unul pe celălalt, să nu mai comunice și atunci, după o perioadă de necomunicare, de dezechilibru, da? Apare boala. Până nu reușești să faci aceste organe să se împrietenească, să dea mâna și să comunice unul cu celălalt, persistă acea problemă. De asta, de multe ori, ai o problemă de spate și te duci la chiropractic sau la masaj și te duci săptămâna asta și peste o săptămână și peste trei luni la fel și persistă acea problemă. Iată, pentru atunci un ficat... întrebarea, nu cumva mai este și altceva? Da. Pentru ficat, foarte mult este ura, furia, afectează ficatul. Mânia. Deci astea sunt energii care afectează direct aceste organe. Bine, o mânie poate să afecteze orice altă parte din corp. Mai ales dacă există o vulnerabilitate a unei părți din corp, acolo se așează. Dr. Nelson a făcut tabelul emoțiilor captive și cu un set de emoții care sunt mai des întâlnite la organele respective. Dar asta nu înseamnă că o emoție de frică o poți găsi doar la rinichi. O emoție de frică poți să o găsești și la inimă, și la plămâni, și oriunde în corp. Depinde dacă acea zonă a fost sensibilă, se poate localiza acolo. Iată, la conferința la care am participat acum recent, dumneavoastră ați menționat că noi oamenii emitem energie și facem parte din conștiința aceasta universală. Aș vrea să vă întreb, noi ca entitate aparte, cum ne raportăm la această conștiință universală, cosmică? Când vorbesc de conștiință, mă gândesc la rațiunea cosmică. Rațiunea cosmică nu poate să fie decât într-o singură ființă, cea descrisă de religie. Dar îi spune rațiune cosmică pentru că într-o lucrare științifică nu dă bine să folosești cuvântul Dumnezeu.
Cuvântul Dumnezeu îl folosește preotul, că e specialitatea lui și invers, la el n-ar da bine să vorbească, să spună că Universul face, în loc să spună că face Dumnezeu. Am întâlnit destul de multe băbuțe, de ce Maică zici mai tale Universul și Dumnezeu? Pentru că așa se spune Maică în știință. Da, Maică, dar e păcat, lasă Maică, să fie păcatul nostru. Nu. Este vorba de acest punct unic și sunt ferm convins că este o realitate. De fapt, ceea ce numim divinitate, conștiință, ne am situat undeva în cer. Se spune că este una din marile greșeli care le-a făcut religia. Pentru că a pus pe Dumnezeu undeva departe, om a rămas pe pământ și chestia aia, lasă, Domnule, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, Dumnezeu e departe, noi suntem aici. Nu e adevărat. Dumnezeu este în permanență cu noi, în sufletul nostru, se pare că cea mai mare parte este la nivel de inimă, corp, am comentat acest aspect. Și eu cred că este dublarea tuturor lucrurilor. Un fir de iarbă n-ar putea crește dacă n-ar avea inteligența lui. Cum îți explici că iarba aia sau floarea aia se face atât de frumoasă în toate nuanțele de culori, dacă ea n-ar avea înapoi a ei o inteligență ca să determine lucrul ăsta? Adică, ia o piatră și uite-te la ea, 1000 de ani se mișcă? Nu, pentru că nu e vie. Tot ceea ce este viu este animat o inteligență. Și acolo inteligență, numai că este o inteligență încrustată în materie. Se spune mai nou că noi toți suntem înfășurări sau condensări de inteligență. Inteligența este lumina. Când Fritz Alfred Pop a descris lumina care este majoritar depozitată în ADN-ul nostru, în suportul nostru, substratul nostru genetic, el de fapt a spus că asta e lumina. Lumina este conștiință. Este marea conștiință cosmică pe care are fiecare din celele noastre. Celele noastre n-ar putea funcționa. Ceea ce se întâmplă în noi, în subconștientul nostru, ne avem mai multe celule decât în galaxie, stele în galaxie. Fiecare celulă are la rândul ei mii de reacții. Această sincronizare fantastică nu o face conștientul nostru. Noi nu știm cum funcționează stomacul ăsta. Noi dăm ordin stomacului, inimii să funcționeze. Acolo există ceea ce putem să spunem la modul metaforic, este un suflet. De fapt, sufletul este întreaga noastră vegetativă. În termeni științifici, înseamnă cu totul altceva. Tot ceea ce se întâmplă în universul ăsta viu are o minte. Și o cârtiță are mintea ei, dar limitată la ea. Fiecare specie. Asta este o formulare pe care deja am emis-o în 1981, când am publicat această carte. Fiecare ființă își ajunge sieși ca inteligență. Adică fiecare specie are acea cantitate de inteligență sau de conștiință care îi permite să-și îndeplinească propria misiune. Misiunea unei specii este să se autoconserve și să se reproducă. Adică să știe să caute hrană, să se ferească de riscuri, de pericole, toate ființele nu sunt pândite de cineva și se poate reproduce. Tot ceea ce este viu în lumea asta are înapoi o rațiune. Această rațiune însumată este rațiunea cosmică sau conștiința cosmică sau Dumnezeu. Dacă unul nu le place Dumnezeu, atunci am spus, spune inteligență, spune conștiință, spune-i cum vrei tu, deși între inteligență și conștiință este o diferență și minte. Lumea nu le-a lămurit asta. În cartea Creu și Mintea Universului am lămurit noțiunea pentru că mă irita cum toată lumea folosește aiurea. Conștiința este ceea ce vine de la, are Universul. Impactul între conștiință și creier se cheamă minte. Când spunem că creierul, funcțiile creierului sunt dirijate de minte, nu conștiința, mintea, conștiința, noi avem un ram al conștiinței cosmice, conștiința noastră, în impactul creierului de minte. Reacțiile electrice și biochimice ale creierului le dau mintea. Cu această minte judecăm. Conștiința este însă anvelopa la nivel superior. Prin ea noi ne mulțim, scopul ei este să ne mulțim și să evoluăm. De aceea, conștiința este cea care creează vehiculul ei de înmulțire. Noi nu suntem decât niște instrumente prin care această conștiință cosmică se multiplică. Dar nu înțelegem lucrul ăsta. Dacă stai să gândești mai mult, o să vezi că așa stau lucrurile. Deci, asta este ceea ce numesc eu conștiință cosmică. Și la nivel organism, evident, în ultima instanță lucrează, mai întâi este energia, chimia, molecula sau structura.
Asta este trioul prin care noi funcționăm. Și iată, noi, cu trăirile noastre, modificăm această conștiință, ori doar primim informații și ne urmăm. Nu e adevărat. Așa cred naivii. Ne naștem în acest univers. Suntem ființe emițătoare, emitem energie și informație. Ați auzit-o pe doamna, vorbim despre asta. În acest univers emitem în permanență energie și informație, primim în permanență energie și informație. Impactul celor două energii, al nostru cu universul, este fericit sau nefericit. Dacă gândurile noastre sunt cu un caracter amoral, să furi, să fii lacom, să bagiocorești pe celălalt, să faci rele cuiva, atunci noi perturbăm funcționalitatea universului. Sunt destui naivi când eu am făcut aceste afirmații, pentru că mă bazez pe fizica de ultimă oră, pe multe alte noțiuni care nu le poți discuta ca argumentație evocată imediat. Când am spus că prin gândurile noastre noi putem să perturbăm funcționalitatea universului sau dimpotrivă să o facilităm. Simplu fapt că stau eu aici și nu spun nimic, eu influențez universul. Pentru că dincolo de gândul meu este câmpul care îl emit. El vine în impact cu energia universului. Dacă gândurile mele sunt bune, tot universul funcționează. Râde dacă vrei, se bucură, în mod sigur metaforic vorbind. Și invers, dacă frământ tot timpul numai gânduri negative și nu mi-e bine nici mie, mă îmbolnăvesc, dar nici universul nu se simte bine. Vreau să spun următorul lucru. Da. Nu-l spun deseori. Dacă omenirea actuală este frământată, agitată, subminată de crime, de războaie, de tot soiul de nenorociri, este pentru că deasupra noastră sunt nori negre, gândurile noastre stupide. Ne place? Când noi vom schimba aceste gânduri, universul va funcționa normal și atunci vom trăi normal. Până atunci, viața nu e normală. Îmi pare rău să spun pentru întreaga omenire, ăsta e adevărul. Pune-l lumii. Vreau să vorbim acum despre diasporă, pentru că sunteți aici în Canada. E un subiect frumos. Eu și colega mea avem lucruri numai frumoase de spus, pentru că amândoi ne-am întâlnit cu diaspora și la Paris și la Londra și aici. La Dublin. Părerea noastră, fiindcă eram eu în discuție, dar nu pentru că i-aș lua cuvântul, doamne. Pur și simplu am fost absolut uimiți de ce primire ne-au făcut oameni. Noi dincolo, i-am și spus, Tatiana știe, părerea noastră din țară despre voi nu este una favorabilă. Și păcat, pentru că oamenii ăia te primesc cu dragoste, cu toată bunăvoința. Uite familia asta, de oameni simpli. Am spus-o la toate posturile și o voi spune. Oameni cu demnitate, oameni cu bun simț, oameni care te primesc cu toată inima. Dom'le, ăsta e român adevărat. Omul ăla care își primește omul ca pe egalul lui. Eu, la rândul meu, îl văd ca pe egalul meu, el pe mine. Noi nu am spus de 1000 de ori, tocmai pentru mintea noastră, nu există superior și inferior, nu există proști și deștept. Fiecare venim aici cu misiunea pe care am plecat de dincolo. Noi venim într-o dimensiune spirituală, ne întoarcem în dimensiunea spirituală. Sigur că ateismul nu admite chestia asta. Dar e treaba lor. Eu n-am treabă cu alte minți, eu am treabă cu mintea mea și știu ceea ce se spun, adevăr, pentru că eu cred că trebuie să oamenii să știe. Iată, aș vrea să ascult părerea dumneavoastră despre procesul ăsta de emigrare a omului, schimbarea locului de trai în altă țară. Influențează asta într-un fel destinul? Ori ăsta este drumul lui și el merge din pe drum? Din păcate, ceea ce spuneți este adevărat. Este o dezrădăcinare, vrei, nu vrei. Pentru că nivelul economic al țărilor, al lumii, nu este egal. Oamenii au trebuit să emigreze. Din cauza diferențelor mari de niveluri, din cauza condițiilor grele ale oamenilor în propriilor țări, au plecat, au emigrat să găsească un loc de muncă și o viață mai bună. Nu poți să condamni acești oameni că au făcut asta. Sigur că da, s-a dus forța de muncă și de fapt a produs în țările unde s-a dus. Oamenii s-au dus să-și caute un trai mai bun și nu poți să-i acuzi. Când eram în 2005, unde mergem mâine, la toate manifestările lor, mă invitau. Eram un român venit. Și doar bere era canadiană. Toată muzica, toate obiceiurile erau românești. Ba mai mult decât atât. Erau mulți fate cu pretenții de universități, de facultăți,
și ascultau o muzică populară pe care în viața vieților ei n-au ascultat-o în România. Și atunci spuneam, bă, frate, era nostalgie, era clară, categoric, da. Dacă mai lua și un păhărel, atunci lacrimile erau sigure. De ce ați venit aici dacă plângeți? Știți ce a fost răspunsul? Ce v-au răspuns? Domnule doctor, am venit să facem și noi rost, dar gândul nostru e tot acasă. Dar copiii care s-au născut acolo niciodată nu vor mai veni. Pentru că ăla crește mentalitatea lor, învață limba lor, obiceiurile lor. Pentru ei România e o țară străină. Ce e aia România? Da, dar din punct de vedere afectiv, omul care a schimbat altă țară, a prins rădăcini în altă țară, îl înstrăinează într-un fel sau e spre evoluția lui, e pentru dezvoltarea lui. Iată acest... Păi sigur că da, într-o țară dezvoltată, el însușește nivelul economic al țării respective. Pentru ele benefic, e bine. Uite aici ce lucruri frumoase au făcut în 10 ani. Nu le puteau face acolo, sub nicio formă. Sigur că e un avantaj pentru omul ăsta. Dar el va rămâne totdeauna cu gândul de unde a plecat. Am să vă dau un exemplu. Dați-mi voi să vă spun lucrul ăsta, că mie îmi place enorm de mult. Pe vremuri Ceaușescu a vrut pentru diaspora să termine cu această chestie că transfugii ăia care ne bârfecți, etc. Și el a invitat pe toți din diaspora să vină în țară și să poată trăi acolo. În această activitate, în acest trend, să spun așa, inițiativă, a invitat și pe Coandă. Dar auzit semn de Coandă că e unul care a inventat principiul reactivității în aviație, dar nu mai știa niciun dintre noi dacă asta era pe primul război mondial, dacă a mai trăit pe al doilea război mondial, decât că unul, Coandă, a făcut mari invenții în lumea occidentală. Și ne-am trezit cu el înapoi în România. Ei, iată ce spune Coandă, venit la 60 de ani. Am venit în România să dau pământului elementele din corpul meu pe care le-am luat pământului când m-am născut. Și ca să demonstreze că e așa, a arătat prin imagine cum cristalizează un fulg de nea în România, cum în Franța, cum în India și mai departe. În fiecare din aceste zone era o altă geometrie, ceea ce demonstra că fiecare element al pământului are specificitatea lui. Ați înțeles ce demonstrație a făcut acest om și am venit în țară. Deci, rămâne în noi ceva din pământul nostru. Este indubitabil, dar asta este o chestiune afectivă. Sunt și oameni care n-au nicio treabă cu țara. Ba din potrivă, au sentimente complet aiurea. Nu mai mă interesează, domnule. Pentru că, din păcate, asta este, țara nu s-a interesat de ei. Da. Dar oamenii ăștia, am o mare stimă pentru ei, doamna poate să spună sigur, la fel, va confirma, nu știau cum să te primească. Se fătureau cu tine, te atingeau, vorbeau, era extraordinar. Și la Paris, și la Londra, aici ați văzut. Ce să spun despre oamenii ăștia care sunt niște îngeri? Da, oameni primitori în diaspora, într-adevăr, și poporul ăsta nostru românesc e așa, din rădăcine. Deci, e o dubitație, sigur că da, ți-ai părăsit mama, părinții, e o dubitație, nu e un lucru fericit. Dar în același timp, nu poți să-l acuzi pe omul care s-a dus să-și facă un rost mai bun. Are și el dreptul ăsta. Și dacă revenim, iată, la planul ăsta afectiv al emoțiilor, foarte mulți oameni de aici din diaspora sunt măcinați de sentimentul ăsta de vinovăție. Da, că... foarte mulți oameni pare stristi, fac boli psihice și știu foarte mult că nu se adaptează. Eu zic, ca medic, nu e bine să vii singur, ci să rămâi singur. Ai neapărat nevoie să vii cu cineva cu care te înțelegi și să fii pe acea lungime de undă. Da, dar cum ne păstrăm, iată, verticalitatea noastră în... secolul ăsta atât de grăbit. Implicarea omului în activitate, să nu mai aibă timp să gândească. Bă, nu, că n-are ce face, aoleo, ce-o fi la mine acasă, ce face mama, ce face tata, dacă e mare. Dacă nu e mare, lucrurile sunt mai simple. Și oricum le duce dor. Povestea este că fiecare om trebuie să-și caute acel rost care îi dă satisfacție, îl împlinește și să accepte lucrurile. Aici evreii sunt mult mai pragmatici. Le spune unde e bine, acolo e patria. Și trebuie să acceptăm asta. Totul de la acceptare. Ați venit aici, e mai bine, e indubitabil. Faptul că ești cu al tău, că vorbești aceeași limbă, contează enorm de mult. Rău e acolo unde există această dezbinare și nu se împacă românii unii cu alții și sunt și situații de genul ăsta. Te simți singular în lumea asta, nu e un lucru ușor de suportat. Vreau să vă spun că au apărut și psihoze, schizofrenii, depresii, suiciduri. Nu e asta așa de simplu. Nu toți oamenii reușesc să se adapteze. De aia spun, nu e bine să fii singur, trebuie să fii cu un om care te împaci, să duci greu împreună și pur și simplu
să socializezi. Unul din principiile, am scris Decalogul tinereții, unul din principiile la care le-am descris este socializarea. A socializa nu-i doar a vorbi. Eu vorbesc cu tine, Natalia, și ne simțim bine. Și asta e adevărat. Dar nu ăsta este scopul. E acela în care noi gândim frumos, nu despre al treilea să-l bârfim, ci doar între noi doi. În momentul când noi avem o discuție elegantă, plăcută, armonioasă, sau sunt doi oameni care sunt îndrăgostiți, își declar drept. E bine, în clipa de față avem argumente foarte concrete să înțelegem ce înseamnă să socializezi. Dacă pui contoare de foton lângă fiecare din cei doi parteneri, chiar dacă unul e la Paris și altul la Washington, în momentul când oamenii se înțeleg sau își declară prietenie, crește numărul de fotoni, ceea ce înseamnă creșterea energiei vitale, sănătății. În momentul când te cerți, pierzi enorm de mult. Socializarea înseamnă să te întâlnești cu oameni care discuți, te comunici pe acea lungime de undă, să discuți lucruri plăcute, nu neplăcute, și pur și simplu, ai un necaz. Te duci la un prieten și îi spui, jumătate din necazul al tău se știe. Mai faptul că îi mărturisești ce se întâmplă. Fiindcă trăiesc în diaspora, vreau să spun că acest lucru cel mai bine îl oferă biserica. Noi da, la biserică frumos spus. Avem tot felul de activități. Da. De, plecând de la mese lunare, seri culturale, seri de poezie, am avut cercuri de pictură, pe copii am învățat să facă muceniți și să... Lumea socializează, se întâlnește. Lumea socializează, părinții da, vin cu formă copii, socializare. Tot felul de activități, și cu copii, da. Și cu părinții, și cu tineretul am avut. Facem un festival foarte mare acolo, unde se implică peste 100 de voluntari, care își iau concediu și vin să muncească la biserică. Deci, și atunci îi vezi cât de fericiți sunt că sunt implicați în această acțiune. Deci această socializare, acest lucru împreună îi face pe românii care sunt plecați să se simtă foarte bine. De asta îi îndemn pe românii care nu pășesc pe la biserică să caute să se ducă acolo. Iată, apropo de recuperarea noastră energetică, există și metoda meditației. Aș vrea să vă întreb în ce măsură, iată, această metodă, meditația, poate să ne ajute să ne recuperăm? Meditația este una dintre căile de dezvoltare, evoluție spirituală. Dezvoltarea personalității, pentru că a medita până la a te confunda cu profunzimile spiritului, acolo unde este adevărul despre noi, este un lucru extraordinar. De asta cere foarte mult exercițiu, foarte mult antrenament. De aceea e foarte greu, numai faptul că îi spui, să ai citit într-o carte, că dacă meditezi o să te dezvolți spiritual. E nevoie pentru asta să faci cursuri. Acum, cursurile astea, mă rog, au și partea lor comercială. Dacă vii la mine 3 săptămâni de zile, te transform, te nu știu ce, nu poți să transformi un om 3 săptămâni, îți ia bani în 3 săptămâni, dar nu te poți transforma. După asta trebuie să persiști. Mai spun ceva. Nu toată lumea are voința să se transforme, să facă lucrul ăsta. Viața este plină de solicitări, de tot lucru și unii nu mai au timp nici pentru asta. Trebuie să rezervi un timp pentru ea, trebuie să fii un timp meditativ și să-ți propui ca aceste lucruri să ți se întâmple. Altfel nu-l faci. Și atât multă lume care practică meditația vorbesc de acea stare de zen. Un om obișnuit care nu prea are informații atât despre ce este meditația. Dă-mi voie să-ți explic ce înseamnă asta. Ajunge la starea să-ți explic ce înseamnă asta. Sunt două stări în virtutea cărora noi putem să intrăm în conexiune cu spiritul sau transcendentă, cu divinul. Aceste stări sunt cele în care conștiința este puțin obnubilată. Adică suntem în ritmul alfa, mai ales dimineața, sau în ritmul teta. Este acel prag al conștiinței care scade înainte de a dormi. Orice lucru vrei să ți se întâmple, îl dai nopții, noapte în sfetnic bun, spun înțelepții noștri, și poți să ai surpriza că a doua zi dimineață lucrurile să fie rezolvate. Eu am făcut asta de enorm experiența asta și m-am convins că este o absolută realitate, întâi încercând pe lucruri care erau banale. Funcționează. Dimineața te-ai trezit. Mulțumește-i divinității că te-ai născut, că te-ai trezit, că e o nouă zi. Ar trebui noi să mulțumim pentru tot ceea ce ni se dă.
are o importanță deosebită. Neil George, cel care a scris Conversații cu Dumnezeu, sfătuia, zice, domnule, din oră în oră, oprește-te o clipă, uită-te în sus și stabilește conexiunea cu Dumnezeu. Noi uităm, legând pe treburi. Din când în când stabilește-ți conexiunea, mai ales pentru bolnavi cu boli grave. Conexiunea cu Divinitatea este extrem de importantă, pentru că Divinitatea ne trimite energia vindecătoare. Fantastic. Din cauza vieții, așa cum e trepidantă, a stresului, a tuturor modelelor prin care am trecut noi, ne-am îndepărtat mult de Dumnezeu. Și eu cred, susțin că fără Dumnezeu nu putem construi nimic durabil și viabil. Avem nevoie de acest lucru. Din păcate, nu toată lumea înțelege lucrul ăsta. V-am dat o cale. Da. Eu v-aș da o altă cale, fiindcă da, după mine, cred că meditația cea mai bună este mersul la biserică. Fiindcă acolo toate cântările bizantine îți înalță sufletul și mai ales pogorârea Sfântului Duh care se pogoară în tine. Deci puterea rugăciunii este mult intensificată în biserică, decât o meditație stată într-un pat, relaxat, beneficiile sunt mult mai mari. Nu, poți să faci și. Da, dar eu aș recomanda, nu numai că sunt soție de preot și mă duc tot timpul la biserică, dar miracole mult mai multe le-am văzut la Sfânta Liturghie decât într-o meditație. Sigur, e indubitabil. Asta e conexiunea cu Divinitatea. Da, dar care nu au posibilitatea să meargă la biserică pot face aceeași rugăciune. Da, dar poate că este lenea, nu că n-am posibilitate. Deci e așa stare de confort. Bineînțeles, te scoate din starea de confort să te duci, să te urci în mașină, să conduci o oră. Deci avem nenumărați oameni care conduc o oră să vină duminica la biserică și vin duminică de duminică. Da, pentru că e energie foarte bună acolo. Dar apropo de ce spui, că nu toți au această posibilitate, nu au biserică în zona respectivă sau sunt undeva izolat. Un mare scriitor și, spun eu, cunoscător al religiilor, istoriei religiilor, Paul Branton, care a scris India Secretă, un tip deosebit și a trăit mult în miracolul Orientului, spunea, dacă n-ai această posibilitate pe care ne-o prezintă colega noastră foarte frumos, fă-ți din casa ta un altar. Eu spuneam, mai ales la femeile care aveau nevoie de Dumnezeu, le spuneam, uite, fă-ți un colț din casă. Acolo nu intri decât tu. Acolo spui icoana ta, te rogi, meditezi la Dumnezeu să fie ajutat. Pentru că nu toți aveau o biserică. Mai ales că acum am văzut că în anumite lumi biserice sunt transformate în chioșcuri și multe alte lucruri. Deci, noi nu știm ce ne așteaptă și unde ajungem. Da. Iată, dar poți să faci din casa ta un templu. Da. Iată, în acest context, când vorbim de echilibrul ăsta nostru mental și emoțional, cum facem noi ca să rămânem împăcați și bine cu noi când cei apropiați sunt în suferință? Păi bineînțeles că încerci să faci tot ce e posibil să-l scoți din suferință, să-l ajuți, să fii lângă el. O consolare, o compasiune, o empatie, contează enorm de mult. Alt lucru. Un om care este sănătos poate pur și simplu să-l însătușească și pe cel care e bolnav prin energia lui, de când poate să o facă asta. Sau recurge la serviciile doamnei Titiana. Sau ale medicinii. Sunt și boli care sunt de resortul medicinii, cum spune și mine și așa cum se întâmplă. Eu nu spun să treci pe lângă om în suferință cu nesimțire, nepăsare. Din potrivă. Dar în același timp ești obligat să te ocupi și de tine însuți. Adică, ce spune Dumnezeu, mântuiesc sufletul. Urmă mai spun ceva. Roata vieții se învârtește. Acum poți să fii sus, ți-a reușit, ești bogat, ți-ai făcut tot soiul de lucruri care spiritul tău și le dorea, dar mâine istoria se poate întoarce să fii dedesubt, să ajungi tu la nivelul celor care nu mai are nicio posibilitate. Am văzut asta de enorm. Norocul sură deodată, dar dacă tu pentru celălalt n-ai nicio înțelegere, îl poți pierde foarte ușor. Și se întâmplă, iată, de multe ori că omul de alături care se simte nu prea bine, noi îngrijim de el și suntem absorbiți, iată, de situația lui și uităm de viața noastră. Cum noi să revenim la viața noastră în timp ce ceilalți din jur nu sunt așa de bine?
Și doamna Titiana și eu totul știu, prin terapie. Și eu știu atâția oameni în suferință la care se ocupă cineva din familie ani și ani de zile. N-ai dreptul să-l abandonezi. Da. Vă spun altceva ca medic. Sunt multe boli cu invaliditate la tinerețe. Dom'le, am văzut niște lucruri înfiorătoare. Oameni care s-au căsătorit și au las femei, au reușit, au devenit bogați, etc. Una, soția, a făcut o boală gravă și a ajuns invalidă. Divorț, amante, iubite și amărâtea lăsată singură, fără nicio existență. Dom'le, asta este ces de câine. Ce-l costa să ajute femeia aia? N-avea decât să ducă unde vrea el pentru ce vrea. Dar omul ăla, odată ce a devenit mama copilului tău, ți-ai jurat să stai cu el, n-ai voie să-l abandonezi. Știți câte am văzut de lucrul ăsta? Știți câte știu? Și invers. Și ea, soția, poate să-l presească pe celălalt. Eu cred că oamenii ăștia trebuie să aibă pe Dumnezeu în ei și să nu abandoneze. Mi se pare cel mai urât lucru posibil să-l abandonezi pe cel aflat în suferință, pentru că tu ai chef să faci altceva. Există afecțiuni de care nu refuzați categoric să vă ocupați? Sunt. Da, deci... Cancer nu-l rezolvă ea. Nu mai lucrez pe persoane care au cancer, mai ales că dacă sunt în chimioterapie. De ce? Fiindcă se poate produce... în momentul în care te conectezi, e acel principiu al vaselor comunicante. Uh-huh. Și intri în contact ca terapeut, intri în contact cu acea chimioterapie. Deci am lucrat pe persoane așa și buzele se frigeau de parcă aș fi fost otrăvită. Deci contactul cu chimioterapia îl aveai chiar dacă nu trecea chimioterapia prin tine, dar energetic o percepeai și se manifesta și în corpul terapeutului. Deci e prea riscant. Uh-huh. Și mai ales dacă lucrez pe mai multe persoane, eu am și lucrat destul de mult și atunci nu mi-am putut permite să mai iau cazuri de cancer în chimioterapie, mai ales. Cancerul este, de fapt, boală de karmă. Nici nu cred că se rezolve așa de simplu și de ușor. Dar de ce spuneți că e de karmă? Cum explicați asta? Așa, în termeni mai simpli, e o moștenire a genelor. Se spune că în jur de 5% din cancere sunt moștenite, din gene anterioare. Poți să moștenești o genă, dar dacă condițiile de mediu nu concordă cu gena ta, porți gena cancer, dar nu faci niciodată cancer. Asta s-a sesizat, foarte interesant, în 2003 s-a reușit prin acea comisie americană să descifreze codul genetic. Și însuși directorul echipei a sesizat că el are în el gene cancerigene. Dar el n-a avut cancer. De ce? Pentru că, am spus, ADN-ul respectiv care conține genele, el construiește corpul, dar nu el dictează, ci este epigenomul, este condiția exterioară care spune tu să te activezi, tu să taci. Adică îți activează gena sau dimpotrivă. Ai creat condiția sau nu? Nu ai creat condiția. Medicina nu este simplă. Sunt N situații. Am spus și la factor. Conferință, oameni buni, nu luați lucrurile așa. Emite unul, e așa o prostie în lumea asta. Emite unul o idee, toată lumea de zuri pe ea. Și în știință și peste tot. Aia. E o imbecilitate, e un cretinism. Nimeni nu este egal cu celălalt. Fiecare avem boala noastră, destinul nostru, situația noastră. Fiecare dintre noi e un destin separat. De aceea este foarte important să te cunoști. De aceea este nevoie de o evoluție spirituală. De aceea este nevoie să fii aproape de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care le știe pe toate, noi nu. Iată că am pomenit de genele care se moștenesc, traumele care sunt din generație în generație. Cum le înțelegem și cum rupem acest lanț ca să nu se repete de la o generație la alta? Cum facem? Prin această tehnică se poate găsi acea traumă și eliberată. Deci faci deprogramarea moștenită și reprogramezi. Deci am întâlnit nenumărate cazuri în care am reușit să fac această resetare. Și e nevoie de lucru multor în funcție de persoană? Depinde de la persoană la persoană. Sunt persoane la care este nevoie de mai multe terapii. Sunt persoane care într-o terapie ai rezolvat o situație. O boală ți se dă pentru mai multe lucruri. Una, să vezi ceva din ea. Doi, să termin prin ea. Și dacă asta ți-e dată să termin prin ea, poți să te dai peste cap să faci orice, acolo pleci. O să mă întreb, dar de unde știi dumneata? Păi știu din tot de acolo de sus.
Deci la Fatima, eu am fost în toate locurile unde apărea Fecioara. Tocmai să știu ce se întâmplă și la Lourdes și la Fatima și în Brazilia, la Joao de Deus, peste tot. Atenție! Copiii de la Fatima, care erau niște ceva simple, erau rugați de către oameni, ei se întâlneau cu Maica Domnului în 17 luni, venea și stau cu ei. Și femeile din sat, auzind că niște copii văd pe Fecioară și se roagă împreună de fiecare zi de 17 luni, îi ruga să-i spună Fecioară să le vindece diverse boli. Ascultă răspunsul ei. Ce să spună oamenii ăștia care te roagă să-i vindeci? Cine se vindecă sau nu, numai fiul meu hotărăște. Și nici el întotdeauna. Ata înțelegi ce spun? Adică aceea era o boală de destin și dacă Dumnezeu a hotărât ca el să le ia pe acel om, îl ia. Înseamnă că îi trebuie mai mult lui decât unul de aici. De ce omul trebuie să învețe mai multe lucruri din suferință și nu din stările de bucurie, de plăcere? Pentru că suferința te obligă să gândești, să cauți, să meditezi unde ai greșit, în timp ce bucuria, ce bine e. Starea de bine, de relaxare. Nu sesizăm. Starea de bine nu sesizăm. Și iată, apropo de lucru cu pacienții, de oameni care se adresează la dumneavoastră, întâlniți fel de fel de energie, fel de fel de povești. Cum vă curățați? Cum lucrați cu dumneavoastră? Că intuiesc că vă încărcați cu atâta lume cu care contactați. Da. După fiecare sesiune online, merg și mă spăl cu apă cu sare și seara, dușul care îl fac, din nou, tot corpul mi-l frec cu apă cu sare. Dacă am o zi mai grea, atunci îmi pun 4 kg de sare în cadă și stau 20 de minute în acea apă cu sare. Are sarea puterea ca să... Da, de purificare. Când a fost înainte, în India, fiecare seară, oligheanul cu apă cu sare. Înainte vreme, pe mari criminali închideau în ochna. De ce credeți că îi închideau în ochna? Unul din motive era pentru a se purifica tot răul care era acumulat în ei. Acea sare avea... Bine, era și munca cea mai grea la ochna. Era și munca grea, dar avea și acest rost de a purifica, de a lua tot răul din acea persoană. Aș vrea un pic acum să vorbim despre relația părinți-copii. Am văzut un capitol la dumneavoastră în carte despre puterea cuvântului, a cuvintelor și iată, am pomenit că trăim vremuri așa de fugă și agitate. Și iată, noi ca și părinți avem o mare provocare, iată, atunci când vine vorba de educarea copiilor. Și recunosc și eu, la nervi mai scapă câte un cuvânt necugetat la adresa copiilor. Aș vrea să întreb, iată, cuvântul rostit din gura părintelui, ce impact și cât de mare este impactul asupra copilului? Un copil care le duce să știe și de da și de nu. Un copil care nu-i faci decât voile. El niciodată nu știe ce înseamnă nu, e un copil care pleacă în viață vulnerabil, bolnav. Vă dau un exemplu. Mă invită cineva la o conferință la Timișoara, un tânăr, absolvent de facultate. Și îmi spune, eu v-am chemat să vă spun următorul lucru. Tatăl meu a fost întotdeauna un șef. Nu mi-a lipsit absolut nimic. Toate satisfacțiile mi le-a satisfăcut. Am făcut cu greu o facultate, pentru că i-am răsfățat, și am intrat în serviciu. Și în clipa în care am întâlnit mediul în care... Eu credeam că toată lumea stă, cum s-a întâmplat la tatăl meu, dacă tatăl meu era mare, toată lumea îmi deschide ușile. Ce vorbești, domnule? Ea a făcut o depresie cum nu îți poți imagina numai pentru nu-urile care le-a întâlnit. Ăla nu l-a învățat nimeni că viața nu este numai da. Asta e cel mai mare rău pe care poți să-l faci unui copil, să nu-l pregătești pentru viață. Gândește-te că ăla, mâine nu ești tu, el intră în lumea aia și lumea aia nu este dispusă ca tine să-i pună la dispoziție toate dorințele să-i satisfacă. Dimpotrivă, una, doi, tonul face muzică. Unui copil, sunt total de acord, nu urla, nu țipa la el, nu-l bat. Bătăia nu e educație. Dar, unui copil trebuie să le duci cum aș fi educat eu lumea dacă o conduceam. Să explici frumos, cu o voce lentă. Noi am fost mai mulți frați și știu lucrul ăsta că dintre toți frații, unul singur, cel mai mare, avea o voce care îmi plăcea. Cu el eram prieten. Zicea, Nenicule, hai să stăm de vorbă. Celălalt, bă, nu i-am agreat. Mai târziu, când crești tu mare și atunci te simți că ești frate, dar la vârsta aia, nu,
prietenii nu sunt așa cum credem noi, vai cu toată lumea te îmbrățești, nu e adevărat. Încă vorba dulce mută. Da. Ei, da. Explică-i ce consecință are ce face el, dacă acasă, există o consecință. Eu asta am aplicat un serviciu în care l-am făcut, mai toate serviciile eu am fost șef. Și când eram singur și aveam un colectiv numai de fete, am zis, ce trebuie să fac eu acum? N-am făcut niciodată un bilanț, n-am scris niciodată pe o hârtie. Când greșeai, spuneam, fii atentă, nu-ți fac observație că sunt șef. Consecințele poate să fie dure și pentru mine și pentru tine. Aici e sănătate, ne putem juca. Nu mai fac asta. Și gata, m-am înțeles. I-am explicat ce se întâmplă dacă face, continuă să aibă erori. De ce trebuie să-l bați? De ce trebuie să înjuri, să țipi? Că nu învață nimic. Un copil care este bătut. Aveam un vecin. Făcea tot soiul de bune. Îl bătea tasul, ia cu capul între picioare și îl bătea la fund. Și cum scăpa de acolo? Iar se ducea și dădea cu pietre după femei, le vărsa găleata de apă în cap. Tot soiul de lucruri. Răul cheamă rău. Educația înseamnă explicație. Și am spus, vorba dulce, multă, vorbește fără să rămâne. Dar mai e un lucru. Toate lucrurile astea poți să prindă-l. Ai 4 copii la 3. Unul nu. Sunt copii care ascultă de educația părinților, îi moștenesc, sunt aproape de sufletul lor și copii care nu sunt receptivi decât la educația străzii. Și în cazul ăsta îi lăsăm? Asta este experiența mea. Eu nu spun că să trăiască experiența ca să înveți ceva din nu, ea? Nu, le ducă societatea. Are mijloace prin pușcării, prin poliție, prin ce vrei. Uh-huh. Asta e soarta lor. Uh-huh. N-ai ce să-i faci. Ce părere aveți apropo de inteligența artificială care, iată, invadează deja planeta și umanitatea în general? Inteligența fără conștiință e un dezastru. Ceea ce se vrea, ce înseamnă inteligență? Să dezvolți acele mecanisme la care statistic ți-a demonstrat că sunt eficiente, adică niște algoritmi. Algoritm este cum e, de pildă, are inteligența clanței ușii. Clanța de la ușă are un arc. Când o apeși, se deschide, când îi dai drumul, arcul vine la loc. Aia e inteligența ei. Arcul ăla se întinde, se destinde. Așa este inteligența artificială. E un mecanism care se culege statistic din ceea ce se știe în tehnologie. Și folosește. Ăla n-are conștiință. Cel care practică lucrul ăsta spune, n-avem nevoie de Dumnezeu, n-avem nevoie de conștiință, avem nevoie de algoritm. Algoritm înseamnă să explici, să pui un mecanism să facă lucrurile pe care le face omul. Einstein spunea, va fi vai și amar când tehnologia va depăși posibilitățile omului. Iată, deja mulți experți spun că tehnologia avansează cu așa pași rapizi. Când tehnologia va depăși conștiința umană, specia umană are toate riscurile să dispară. Se vorbește chiar despre roboții, de transumanism, deci umanismul a fost cu renașterea, să însușim calitățile divinității Dumnezeu, iar transumanismul nu are nevoie de umanism, are nevoie numai de roboți, să facă asta, asta, asta. Eu nu văd o lume fără conștiință. Fără conștiință, eu trec peste mata, ce-mi pasă mie ce face. E bine? Aia nu-i civilizație. Doamne, ferește! Sigur că da, sunt lucruri pe care prin inteligența artificială poți să le rezolvi, sunt de acord. Iată un avion, care poți să-l conduci pe pilot automat, e un lucru bun. Dar nu tot ce se face prin ea este bun. Ce trebuie să facă o femeie și un bărbat deopotrivă pentru a avea o familie, un cuplu trainic, iată, tot parcursul vieții în cuplu? Să nu se căsătorească cu ochii închiși. Asta cum să înțelegem? Să-l iei, să te însoțești cu acea persoană cu care comunici pe toate lungimile de undă. Să nu iei pe cineva care diferența de pregătire e mult prea mare. Toți cei care au fost muncitori și au ajuns miniștri și au lăsat soție lor că erau muncitoare. Nu mai corespundeau nivelul lor. Nu aveau nicio vină ele. Că ei s-au văzut sus sau, mai rău, îmbogățiții după Revoluție. Ei s-au venit bogați, soția era una simplă, afară luăm amante, elevate, mașini de lux. Deci, să iei acel om cu care crezi că tu, la bine și la rău, vei putea să fii alături. Să comunici pe aceea lungime de undă, să te ajuți. Asta e tot. Dar dacă, iată, pe parcursul vieții, la jumătate de drum împreună, unul dintre parteneri ajunge la o dezvoltare spirituală mai înaltă decât partener, ce să fac în cazul ăsta? L-ajuți ca să te ajungă din urmă sau cum procedăm? L-ajuți, dar dacă nu da contradicție... Și despart oamenii. Și dumneavoastră cum credeți?
Da, eu cred că partenerul trebuie ajutat să ajungă. Și atenție, am văzut și cazuri în care este o dezvoltare spirituală falsă. Au impresia că au găsit, au făcut nu știu ce inițieri, nu știu unde au ajuns și ei nu mai sunt compatibili cu soțul sau cu soția. Deci aici sunt mari probleme. Fiindcă oamenii, deci se cred altceva și au înțeles total greșit această dezvoltare spirituală. Păi dezvoltarea spirituală, în primul rând, înseamnă smerenie, înseamnă iubire, înseamnă iertare, ajutor pentru aproapele. Sunt niște virtuți. Sunt două situații în care eu aș face orientare psihologică. Avem o școală suficientă de dezvoltate cu psihologi. Alegerea unei profesii care se corespunde înclinațiilor tale. Confuciu spunea, când îți alegi o profesie care corespunde înclinațiilor tale, viața ta va fi o fericire. Când îți alegi profesia care nu corespunde înclinațiilor tale, toată viața ta va fi un chin. Într-o căsnicie trebuie să se facă profil cât corespunde. De asta știți că acest certificat nupțial este o aiureală, doar să o semnează și sunt atâtea defecte genetice și n-ați niște copii cu mari handicapuri și toată viața e un dezastru. Ăla trebuia. Te-ai îndrăgostit de cineva foarte bine, dar trebuie să faci pedigriu să vezi ce defecte genetice are și atunci tu nu mai faci copii. Pentru că copilul este un handicapat, e o nenorocire. Aceste lucruri nu se fac. Am văzut atâtea. Am văzut copii de 15 ani ținuți în brațe, care nu au crescut. Tocmai pentru că dacă s-ar fi făcut acest test, ar fi văzut că el nu trebuie să facă copii. Îi spui, nu poți să te opui. Dacă doi oameni se iubesc, foarte bine. Dar atragi atenția. Tu vei face un copil care va fi o povară. Cât stai, treci tu, treacă, meargă. Dar după aceea ajunge într-un azil și vai și amar. Adică împovărăsc și societatea și familia. Iată o întrebare apropo de ceea ce se întâmplă acum pe întreg glob pământesc. Schimbările climatice, războiul, toate fenomenele astea. Ați putea să ne spuneți ce vibrație are acum planeta și dacă noi energetic toți împreună am putea să o resetăm, să o ajutăm cumva? Până v-am spus că deasupra creierilor noastre plutesc nori negre ai gândurilor noastre stupide? Cum vrei să fie pace? Un război, acolo când mor zilnic oamenii, nu contează de ce parte, mor oameni, spirite, alea toate, perturbă imens de mult toată conștiința. Noi, conștiința este un glob, este tot ce vedem noi, este ceea ce se imprimă creierului nostru. Ori dacă acolo trimitem toate gândurile noastre rele, invidie, răutate, agresivitate, avem ce vedem. Când noi vom schimba modul de a gândi și vom crea acea societate în care să ne înțelegem și respectăm unii pe alții, să nu mai avem războaie, scandaluri și crime, atunci lumea va fi alta. Dar până atunci mai va. Până atunci cereți dumneavoastră lumii să se schimbe. Și încă o întrebare. Suntem noi capabili să dobândim fericirea? Ora asta e doar o stare așa, iluzorie. Fericirea e chestiune individuală. Fericirea este de fapt o clipă. Este realizarea unei clipe. Poți să fii fericit că ai câștigat, ai luat o notă, ai câștigat un concurs, ai te întâlnit cu cineva care ți-a făcut o plăcere, ai avut o petrecere. Dar astea sunt momente. Fericire eternă nu există. Aici, pe pământ, noi nu suntem făcuți să fim fericiți etern. Nu va fi niciodată. Atâta vreme cât suntem capete atât de diverse și gândim atât de diverse. Atâta vreme cât unii nu se gândesc decât să înarmeze și cum să îngenuncheze pe alții, lumea nu își va găsi pace. Am spus că un singur om va voi rău unui om, omenirea nu va avea liniște. Și ultima întrebare, cum comentați expresia ce ți-e scris, în frunte ți-e pus, într-un sens, care este destinul tău ăsta, tu nu mai poți schimba nimic? Da, părintele care a discutat astăzi era de acord cu noțiunea de destin. Eu cred că există un destin. Ce înseamnă destinul? Există acele circunstanțe în care tu nu te-ai implicat, ci ți se întâmplă. De câte ori n-am vrut să fiu perfect și dintr-o dată venea ceva care nu aveam nicio vină, nicio implicare. Acestea sunt lucruri care vin din alte dimensiuni. Toți venim aici pe lume cu o încărcătură, mai mult sau mai puțin bună. A părinților noștri, a părinților părinților noștri, îmi spune Eminescu în poezia aia, că știu, iubeam cu ochi păgâni și plin de suferință, zice, milăsarea din părinții de buni, părinții din părinții, adică generații de generații. Nu ne naștem perfecți, societatea ar trebui să aibă niște mijloace prin care omul să-și găsească împlinirea, să creeze acel climat în care să găsească împlinirea și să nu mai plece în loc pe drumuri străine, unde iată câte probleme se ridică. Dar idealul ăsta nu cred că îl vom atinge noi.
Doamna Popa, de atât dumneavoastră, ce părere aveți? Cât liber arbitru avem noi ca să schimbăm destinul care... Eu cred că acea sintagmă, ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, poate fi schimbată cu ajutorul rugăciunii. Atunci când apelăm la rugăciune și ținem aproape și ne străduim să îndeplinim virtuțile teologice și morale, putem să schimbăm acea sintagmă. Adică putem să ne facem o viață mai bună, putem să evoluăm, putem să aducem binele în jurul nostru, fiindcă vibrația pe care noi o emanăm, aceea va fi. Noi putem să punem o mască pe față, dar unda vibrațională care avem înăuntru nostru nu o putem ascunde. Depinde sub ce stea ne naștem. Norocoasă sau mai puțin norocoasă. Iată, cu această notă pozitivă, eu vă mulțumesc din tot sufletul meu că din tot timpul scurt pe care îl aveți aici în Memorial, ați reușit să găsiți câteva ori. Doamne, cât am mai vorbit zilele astea. Și ați decis cât să... Cât am mai vorbit, am scris romane întregi, pentru un an de zile cred că am vorbit. Și e fantastic, eu ador așa oameni frumoși care au ce spune. Vă doresc mult succes, iată, în activitatea pe care o aveți și, cum ați spus și dumneavoastră, dacă vă alegeți corect profesia, o să aveți o viață fericită. Eu cred că ați ales frumos. Eu cred că am ales-o.